Hello, hello! Hai să vedem care este energia zilei de sâmbătă, 17 iulie, și să descoperim împreună mesajul cărților de tarot folosind o singură carte. Foarte frumos! Astăzi avem Regele de Cupe, o carte care ne vorbește despre nevoia de a-i înțelege pe cei din jurul nostru, de a demonstra empatie, de a fi mai înțelepți, mai calmi, mai maturi, mai echilibrați, mai ales în relațiile noastre. Aici fie că e vorba de relația de cuplu, de relația cu părinții, cu copiii, cu niște prieteni, poate chiar și relația cu vecinii sau cu colegii de la lucru, indiferent cum se aplică asta pentru tine personal, astăzi este foarte, foarte important să demonstrezi foarte multă empatie, să fii atent la nevoile emoționale ale persoanelor cu care interacționezi, pentru că în acest fel tu o să afișezi această imagine de rege de cupe, o să fii văzut ca o persoană matură, echilibrată, o persoană pe care te poți baza indiferent de situație și acest lucru o să te ajute pe termen lung. Chiar dacă nu o să vezi beneficiile astăzi, mâine, poate peste o lună, poate peste un an, când o să se ofere șansa unei promovări, o să-și aducă aminte aici cineva de tine, de cât de echilibrat ai fost, de cât de matur, atât emoțional cât și mental, ai putut să fii în această zi. Poate că în viitor o să ai nevoie de ajutor de la cineva din familie, de la un vecin, de la un prieten, și favorurile pe care le faci astăzi o să le poți încasa, cum ar veni, o să se reîntoarcă către tine în viitor. Astăzi este o zi în care sădești sămânța din care în viitor o să poți să culegi roadele. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi mai multe etalări, te invit pe canalul meu de YouTube, unde am pregătit o grămadă de surprize pentru tine. Pa, pa!